Cum îți imaginai că va fi viața ta de familie când priveai către viitor, adolescentă fiind? Te vedeai mămică cu doi copii, Ioana? Da. Da, parcă cu trei totuși, nu știu de ce. Îmi plăceau întotdeauna familiile, casele pline, îmi plăceau casele plinele. Noi fiind cu necazuri și multe apăsări în familie, știi, de multe ori se lăsa așa oarecum în întuneric, nu neapărat fără să vrei, adică erau triști, eram triști, parcă nu puteam să zâmbesc. Felul meu, de fapt, acesta e de a fi, să zâmbesc, să râd, tu mă cunoști, da. Vasi, tu știi cum sunt eu. Și îmi doream o casă plină de zâmbete, de bucurie, de lumină, să văd totul alb, roz, culori deschise, și copii bucuroși, sănătoși înainte de toate. M-am inspirat așa, pentru că să știi că sunt născută dintr-o dragoste adevărată, părinții mei chiar se iubesc cu adevărat și văzând asta între ei, mi-am dorit și eu să trăiesc o poveste de iubire adevărată. Bineînțeles că iubirea are dimensiuni sau nu are dimensiuni, mai bine zis. Și fiecare oameni se iubesc cum știu ei. Dar acum pot să zic că eu mă iubesc probabil și mai mult cu soțul meu decât o făceau sau o fac părinții mei în continuare. Dar trebuie să știe telespectatorii cât de mult am pledat și cât de mult mi-aș fi dorit să fiți așa, tablou știu. Întreg să fie aici la sublupa astăzi, adică să fie și părintele Diacon Gheorghe și cei doi prunci ai voștri, cei doi băieței. Și apropo de Gheorghe, cum v-ați întâlnit? Uite, îți spuneam de acele necazuri în familie, așa. Știi? Am ajuns la Sfânta Biserică, mergeam foarte mult la mănăstiri, la Sfinte Liturghii, la masluri. Mergeam pentru că știam că numai de acolo ne mai poate ajuta cineva, adică clar, Dumnezeu numai așa ne mai poate ajuta. Și așa l-am cunoscut. Am mers la biserică, la tatăl său, care este și dânsul preot, care ne-a ajutat foarte mult. Foarte mult. Și de când l-am văzut prima oară, așa s-a lăsat parcă o sclipire în ochii mei, iar peste ani am aflat că de fapt și el mă îndrăgește foarte mult. Mă văzuse așa mai altfel. Da, era foarte simpatic. Eram copii. Eu aveam 11 ani, el la fel. Mama lui murise cu 2 ani înainte, deci oarecum și el probabil era încă marcat de acea suferință, de acea pierdere, eu de ale noastre, însă uite, ne-am întâlnit în biserică, în casa lui Dumnezeu și acolo am rămas. Adică chiar cred că acolo am rămas și că el ne călăuzește, el ne-a ajutat să ne legăm iubirea și în fața lui. Ne-a fost aproape dintotdeauna. Am întrerupt legătura 7 ani, ne-am reîntâlnit la 18 ani, când eu eram la Cluj la facultate, el era clasa 12 la seminarul teologic, eu am mers de la 6 ani la școală, deci ca și vârstă sunt mai mică decât el, însă suntem născuți din același an. Eu am avut așa un fix dintotdeauna să fie băiatul mai mare decât mine. Dar Gheorghe acum deja știa că îi vei deveni soție, că el deja da, se lăuda. Adică a fost o chestie foarte interesantă. Ți-am spus, a fost Dumnezeu, e clar. Văzuse o poză cu mine pe High Five, că atunci era acea rețea de socializare. Și eu îmi doream să ajut pe o prietenă să ajungă la biserica tatălui său, pentru că eu știam că noi acolo am primit ajutor și cu siguranță și ei va fi bine dacă va ajunge să vorbească cu dânsul. Și căutam cumva o cursă, ceva, că nu aveam mașini. Eram, mă rog, studente. Și n-am găsit nici chiar și am zis, stai un pic, că eu mi-amintesc de băiatul părintele, de Gheorghe Pintea. Zic, hai că-l caut pe High Five. E imposibil să nu aibă High Five. Îți dai seama că nu puteam eu să uit de el, doar an la rând, când treceam prin casa bunicii pe lângă calendar, parcă 8 ianuarie, ziua lui de naștere, uite așa, îmi făcea un flash. Da. Și le-am căutat, deci Gheorghe Pintea, sunt convinsă că există probabil foarte mulți oameni cu acest nume, care aveau acea rețea de socializare. Mi-a dat primul rezultat.
Și l-am găsit și am zis, Doamne, și i-ai wow. scris? I-am scris mesaj, dar nu-l citise. Văzuse doar cererea de prietenie pe care i-am cerut-o acolo pe așa. Și mi-a văzut poza. Și se gândea, de unde o știu pe fata asta? Și fără să schimbăm niciun cuvânt, a vorbit cu fratele său care trecea pe acolo și a spus, hai să-ți arăt cu cine mă însor. Deci, uite, a zis într-un ceas bun. După care am început să vorbim și vreau să zic că din prima seară în care am vorbit, am vorbit despre rochia de mireasă, despre nuntă, despre cum va arăta familia noastră și despre tot. Am vorbit o noapte întreagă. Adică ați până dimineața. În detaliu cum va fi da, nunta. Și uite că ne-a așteptat Dumnezeu și s-a realizat tot ce ne-am propus. Suntem bine. Suntem bucuroși că avem micuții. Ne-am bucurat dacă am avea și mai mult timp să-l petrecem împreună, însă sperăm și la asta, așa, încet, încet. Aveți o familie minunată, cu doi copii minunați, un model de familie parcă rupt așa din tablourile de odinioară. Să știi că multă lume îmi spune asta și nu exagerez, deci chiar foarte multe persoane îmi scriu și îmi zic că îi inspir și că suntem un model de familie, însă nu știți cât de mult mă responsabilizează acest lucru, pentru că și noi suntem ca orice altă familie. Și noi avem neînțelegeri, și noi avem certuri cu copii, dezastru sau mai știu eu ce se întâmplă până la urmă în orice casă, în orice familie. Nu știu de ce ne vedeți așa, eu mă bucur și vă mulțumesc din toată inima, însă este un lucru foarte greu pe care trebuie să ți-l asumi până la urmă, adică dacă un om te vede așa, tu chiar trebuie să fii un model, știi? Și eu tot așa le spun, vă doresc să fiți mult mai buni decât noi sau mult mai buni decât mine. Oana, ce calități capătă oamenii care au copii față de perioada în care nu erau părinți? Ce calități ai căpătat tu de când ești mamă? Ce a schimbat maternitatea în tine? Știi ce a schimbat? M-am transformat așa în mama leu. Adică nu doar în ceea ce privește copiii mei, ci și în ceea ce îl privește pe soțul meu. Adică l-aș putea apăra de oricine, să nu se lege cineva de băieții mei, de toți trei, că e jale, așa blândă cum o vedeți, da, totul până acolo. Și uite, chiar și în ceea ce mă privește. Adică dacă eu înainte eram foarte vulnerabilă, sensibilă. Bine, sunt și acum uneori, recunosc. Eram așa oarecum, primeam orice mi se spunea, orice. Dacă cineva mă certa, lăsam așa oarecum capul jos și ziceam, bine, faci, cum să nu, îmi bătea inima mai tare și tot. Ei, după ce l-am avut pe Rafael, că Rafael este băiețelul cel mare, am început un pic să mă schimb dintr-un anumit moment în care o doamnă, când el avea un anișor și striga tati, tati, în momentul în care eram în Sfânta Biserică și urma să se împărtășească, l-a văzut pe tăticul său ieșind cu Sfintele Daruri înainte de împărtășanie și copilul a zis tati, tati, de fapt avea un an și jumătate. Și o doamnă mai în vârstă s-a legat de mine că a deranjat copilul meu și am luat foc. Deci am luat foc pentru că nu mi s-a părut deloc în regulă acea remarcă. Nu m-am putut abține și mi-am revărsat așa oarecum oful, însă mi-am dat seama că, de fapt, ce-ar fi lumea dacă noi mamele creștine nu ne-am duce copiii la biserică? Cum ar arăta lumea oare? Oricum, bisericile, din păcate, nu sunt suficient de pline. Acum. Dar rămite peste 20 de ani, când ar fi vremea generației copiilor de azi. Ar fi mai ok să fie doar cei care își doresc să asculte o Sfântă Liturghie în tihnă sau ar fi mai ok să fie plină de copii, de copiii de azi, care vor fi adulții de mâine și părinții de mâine și bunicii de poimâine. Și lăsați copiii să vină la mine, nu? Așa zice și Mântuitorul nostru. Eu nu am parte de copii care să stea sfinți la Sfânta Biserică, recunosc. Însă stau cu ei pe afară sau mă descurc cum pot. Nu vreau să deranjeze pe nimeni sau când este momentul de a întrece măsura, mă retrag. Însă revenind la idee, în acel moment mi-am dat seama că nu e ok să taci, ci trebuie să spui ce simți. Bineînțeles, într-un mod frumos sau cât se poate de elegant, cu bun simț. Însă trebuie să spui ce simți și când ai un punct de vedere și știi că este sănătos, să nu te lași.